Dragii noștri, în pofida vremurilor încă neprietenoase cu drumurile și cu drumeții, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat harul să răzbim până la dumneavoastră. În ciuda depărtărilor, am ținut foarte mult să vă fim aproape, să vă fim alături la acest ceas aniversar. Mai întâi de toate pentru că, îi spuneam soției, nu suntem foarte convinși că vom reuși să ajungem și la aniversarea de 200 de ani. Apoi, pentru că jumătatea mea frumoasă, soția mea, este originară chiar de pe aceste meleaguri pitorești cu atâta rezonanță istorică. Mai mult decât atât, și în viața mea, la fel ca în trăirea multora dintre dumneavoastră, Institutul Teologic Baptist din București reprezintă un mijloc prin care s-a manifestat Harul lui Dumnezeu. Și pe această cale țin să mulțumesc Domnului pentru dascălii noștri, pentru profesorii noștri care s-au cheltuit pe ei înșiși, investindu-se în noi, pentru ca prin Harul lui Dumnezeu fiecare să devenim ceea ce suntem astăzi. În mod special, vă rog să-mi îngăduiți să-L salut Chiar și pe calea undelor, măcar pe calea undelor, pe dascălul nostru, pe fratele profesor Vasile Talpoș. Domnul sălbine l binecuvânteze cu sănătate acolo unde este. Nu în ultimul rând, comunitatea eclesială, pe care am harul de a o sluji în Statele Unite, Biserica Baptistă Română din orașul Chicago, încă de la începuturile sale a căutat să cultive o relație deosebită cu Institutul Teologic din București. De fapt, păstorul fondator al Bisericii Române din Chicago este chiar fratele profesor Alexa Popovici, unul dintre distinși conducători ai seminarului de atunci. Și una dintre pasiunile pe care fratele Alexa Popovici a căutat să o perpetueze și în Statele Unite, și a reușit să o insufle credincioșilor români din biserica din Chicago a fost această atenție, această grijă pentru școala de la București. Alminteri, o clauză nescrisă a testamentului spiritual pe care l-a lăsat fratele Alexa Popovici spune: aveți grijă și de seminarul de la București. Și de-a lungul anilor, Frații și surorile de la Chicago au căutat să cultive această relație și vreau să mulțumesc astăzi lui Dumnezeu pentru toți frații și surorile, membrii Bisericii din Chicago, dar și credincioșii membrii în alte biserici române din Statele Unite, din diaspora europeană sau din țară, prin ale căror strădanii și sacrificii a putut să continue lucrarea de la Institutul din București. Spre final, îngăduiți-mi să vă citesc și câteva versete. Sunt din cartea lui Iosua, din capitolul 4, începând cu versetul 20, aici unde ni se spune că Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. El a zis copiilor lui Israel: Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor, ce înseamnă pietrele acestea? Să învățați pe copiii voștri și să le spuneți. Israelul a trecut Iordanul acesta pe uscat, căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului. Dragii mei, încă din vechime Dumnezeu a poruncit poporului său să așeze pietre de aducere aminte, să ridice monumente ca un antidot la uitare. În ceea ce mă privește pentru mine, ziua aceasta este un antidot la uitare. Este o piatră de aducere a minte pe care noi o așezăm prin Harul lui Dumnezeu la borna de hotar cu numărul 100. După cum, pentru toată frățietatea baptistă, Institutul Teologic Baptist de la București este un monument sacru. Este un monument sacru. Este un monument a cărei existență ne vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu de-a lungul anilor. Așa frumos îi spunea Dumnezeu lui Iosua în contextul pasajului citit: Așa cum am fost cu Moise, la fel voi fi cu tine. Și așa cum a fost cu generațiile dinaintea noastră, îi mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că El continuă să fie cu noi și astăzi. Este școala de la București și un monument al credincioșiei oamenilor lui Dumnezeu. Și când mergeți la București, faceți-vă timp să treceți pe la institut, să vizitați capela seminarului. Pentru că acolo este un muzeu. Acolo de pe pereți vă privesc din tablouri chipurile oamenilor lui Dumnezeu care au slujit și s-au sacrificat de-a lungul istoriei. Dar este școala aceasta și un monument al continuității, al chemării lui Dumnezeu de a continua să privim înainte. Atunci când evrei au traversat Iordanul, îndreptându-se spre Canaan, de fapt ei au ridicat două memoriale. Pe primul l-au așezat, în apă. Și atunci când apele Iordanului au revenit, ele au acoperit pietrele acelea. Memorialul acela, monumentul acela, era un simbol al trecutului, al faptului că drumul spre ceea ce era în urmă este închis. Așa cum ei nu se mai puteau întoarce în vremurile lui Moise, nici noi nu ne mai putem întoarce literalmente în vremurile din trecut. Dar monumentul al doilea, ridicat pe mal la Gilgal, era un indicator spre înainte, un simbol al faptului că pentru ei atunci și pentru noi toți acum, fie că locuim în România, fie că pentru o vreme domiciliem în America, pentru noi toți viața are un singur sens înainte. Vreau să felicit. Biserica din Buteni și conducerea seminarului pentru modul în care ați gândit evenimentul acesta și pentru faptul că ați așezat sub cupola aceluiași eveniment două sărbători, centenarul Institutului Teologic și celebrarea, festivitatea absolvirii, a intrării în slujire a unei noi generații de lucrători. Dragii mei, voi sunteți ilustrația practică a principiului ilustrat anterior. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a fost. Prețuim și respectăm trecutul, îi onorăm memoria, dar continuăm să lucrăm pentru că, da, cu ajutorul lui Dumnezeu, viitorul se construiește în prezent. Într-un discurs, Ținut în plenul Parlamentului României, la aniversarea vârstei de 90 de ani, Majestatea Sa, Regele Mihai I, spunea următoarele cuvinte. Vorbea despre țara noastră și spunea: România nu e doar o moștenire pe care am primit-o de la părinții noștri, ci și o țară pe care o luăm cu împrumut de la copiii noștri. România nu e doar o moștenire pe care am primit-o de la părinții noștri, ci și o țară pe care o luăm cu împrumut de la copiii noștri. Dacă mi se îngăduie să parafrazez, aș spune că școala aceasta, binecuvântată, nu e doar o moștenire pe care o primim de la înaintașii noștri, ci este și ceva ce luăm cu împrumut și trebuie să lăsăm ca moștenire celor ce vin după noi. Domnul a binecuvântat moștenirea lăsată de și noștri în credință. Domnul să binecuvânteze moștenirea pe care și noi o vom lăsa generațiilor ce vin după noi. La mulți ani, Institutului Teologic Baptist din București, la mulți ani și multe binecuvântări fiecăruia dintre dumneavoastră. Amin.